Folosit la volan, telefonul mobil poate fi mai periculos ca orice alt obstacol în trafic. Dovade sau imagini neurmătoare filmate de camera de pe mașina unui polițist. Concentrat mai mult la SMS-urile pe care le scria decât la volan, tânărul șofer este în mod evident neatent la drum. Iar inevitabilul se produce. Mașina lovește pe rând o barieră, un copac și un semn de circulație, după care se răstoarnă. Doar o minune a făcut ca șoferul să scape nevătămat.